Cercetătorii din Suedia au făcut o evaluare sistematică și cantitativă a acestor riscuri pentru comerțul cu porumb, orez, grâu, soia, trestie de zahăr și cafea. Studiul a arătat că fiecare țară este expusă riscurilor climatice transfrontaliere. Cele mai afectate sunt țările din Europa și America de Nord, pentru că importă foarte multe produse alimentare. Nimeni nu scapă de această perspectivă sumbră. Națiunile din America Centrală și Latină depind de importurile din Statele Unite, iar țările din Asia și Africa importă alimente din China. De altfel, Statele Unite ale Americii se arată a fi o sursă critică de riscuri climatice transfrontaliere în comerțul cu grâu, cu o scădere preconizată de 64%, depășind cu mult scăderile producției în Canada, Rusia și China. Raportul nu menționează în mod special România și riscurile la care suntem expuși, dar putem face singuri o analiză și trage concluziile de rigoare. Știm că importăm cantități uriașe de mâncare, dovadă deficitul balanței comerciale. Și în ciuda declarațiilor triumfaliste, România este încă departe de a-și asigura securitatea alimentară și se pare că nici pe Europa nu ne putem baza mereu pentru că riscurile, nu-i așa, sunt transfrontaliere.